Cu tremur la porțile NATO. Două rachete au căzut în Polonia. Marți, 15 noiembrie 2022, două rachete ale armatei Rusiei au atins teritoriul unui stat NATO. Mai multe persoane și-au pierdut viața. Două persoane din Polonia și-au pierdut viața după ce două rachete care aparțin armatei Rusiei au căzut pe teritoriul acestui stat NATO. Anunțul a fost făcut de către un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete din SUA, relatează ziarul britanic The Guardian. Exploziile ar fi avut loc la granița Poloniei cu Ucraina, în contextul în care armata Rusiei a bombardat masiv, marți, Ucraina, inclusiv orașul Vestikliov, aflat în apropierea frontierei cu Polonia. Premierul Poloniei a convocat o reuniune de urgență a Comitetului pentru Securitate Națională și Apărare, însă nu au fost furnizate motivele pentru care a fost convocat acest organism care ia decizii legate de securitatea națională, relatează sursa citată anterior. De asemenea, guvernul de la Varșovia a cerut jurnaliștilor să nu publice informații neconfirmate despre acest incident. Z, post de radio din Polonia, a relatat deja că două rachete rătăcite au căzut în Perzeu 2, oraș situat la granița dintre Polonia și Ucraina. Cele două rachete au lovit uscătoarele de cereale. La fața locului a ajuns poliția locală, procuratura și unități ale armatei din Polonia, relatează acel post de radio. Pe rețelele sociale au apărut deja primele imagini cu locul în care au căzut rachetele rusești. Potrivit realitatea plus, o dronă NATO a fost deja ridicată deasupra Poloniei pentru a supraveghea zona.